Cea mai călduroasă lună a anului va aduce soarele caracteristic în viața tuturor și ne va scoate în evidență cele mai avantajoase trăsături. Este o perioadă a oportunităților, a bucuriei nemăsurate, a agitației constructive, cu schimbări majore pentru toate zodiile. Perbec, aceasta este luna meditației, a introspecției, a energiei pozitive în toate aspectele vieții tale. La serviciu vei putea obține o promovare ce îți va aduce un post de conducere mult dorit, dar asta va însemna mai multă responsabilitate și mai puțin timp liber. Cu puțină organizare vei putea face față tuturor provocărilor. Taur, socializarea este foarte importantă în această etapă pentru tine, așa că luna iulie va fi plină de întâlniri cu oameni din diverse categorii, care mai de care interesant și cu ajutorul cărora vei descoperi lucruri nebănuite despre tine. Gemeni, luna iulie este una decisivă pentru tine, în care vei munci pentru independența ta financiară. Poate vei începe o afacere nouă sau vei fi promovat la locul de muncă. Vei avea timp și pentru a învăța lucruri noi, pentru a citi mai mult, pentru a aprofunda mai bine anumite teorii. Rac, cu siguranță luna iulie este luna ta, așa că nu există altă perioadă mai bună pentru a înflori, a te bucura de viață, a descoperi noi pasiuni și visuri. Încrederea în tine este la cote maxime. Acum, ai ocazia să faci lucruri de care nu te credeai în stare, să depășești limite noi și obstacolele care îți apar în cale. Leu, pentru tine, iulie este luna în care vei avea parte de liniștea mult dorită. Te vei retrage câteva zile din centrul atenției și te vei ocupa de planurile și pasiunile tale. Fecioara, celebritatea ta este la cote maxime în luna aceasta. Prietenii sunt din ce în ce mai numeroși, iar invitațiile curg pentru tine. Este de preferat să te orientezi spre un grup de prieteni cu care ai pasiuni, idei și ocupații comune. Balanță, luna aceasta va fi un adevărat maraton pentru tine, pentru că va trebui să faci față diverselor provocări care apar la locul de muncă, dar și în viața personală. Scorpion, este timpul perfect pentru călătorii, distracții, lucruri amânate de mult timp din cauza programului prea încărcat. Fiind și perioada vacanțelor, acum vei profita cu siguranță pentru a vizita locuri noi, a citi o carte bună și a te relaxa după o perioadă plină. Săgetător, este luna provocărilor pentru tine, pe toate planurile. La locul de muncă vei primi responsabilități noi, cărora nu erai foarte convins că le vei face față, dar care acum îți vor aduce laude garantate. Capricorn, luna aceasta îți vei găsi cu siguranță partenerul de viață ideal. Este momentul perfect pentru a începe o relație de lungă durată, pe care o doreai de mult. Spre sfârșitul lunii, vacanța bine meritată bate la ușă, așa că este bine să te deconectezi la problemele zilnice și să te bucuri de liniște. Vărsător, perioada de vacanță pe care ai așteptat-o de mult este acum aici și tot ce trebuie să faci este să te bucuri de soare și să te relaxezi. Pauza îți va fi de mare ajutor, căci va urma o perioadă agitată cu multă muncă, dar vei primi câteva sfaturi utile de la o persoană apropiată. Pești. Pentru tine aceasta este perioada în care vei ieși în evidență. Îți va fi apreciată munca, vei străluci pe toate planurile. Dacă până acum ai stat în umbră, de acum este momentul tău de glorie.